Bună și bine ați venit la mine pe canal, bine ați revenit la mine pe canal, bine ați venit la Blookmas, Vlogmas sau cum vreți voi să-i spuneți. Despre ce vom vorbi în video de astăzi? Vom vorbi despre niște cărți pe care le-am cumpărat eu prin noiembrie, cred. Nu cred că vi le-am arătat pe astea, sigur nu cred că vi le-am arătat. Da, vi le-am arătat? Nu cred că vi le-am arătat, așa că vi le arăt acum. Sunt în engleză, da, toate sunt în engleză, except în cele care le-am primit de acasă, de la mama, da? Deci alea sunt luate de prin august, cumpărate. Am găsit la, normal, anticariatul acela de la care iau eu de obicei cărți, am găsit seria The Lord of the Rings. Primul, The Fellowship of the Ring, după care Two Towers și îmi place că edițiile alea vechi și The Return of the King, în sensul că edițiile vechi, asta e de prin 2012 parcă sau ceva de genul carte, da, 2012, deci nu edițiile astea noi, nu prea place cum arată edițiile astea noi, sincer, și am și The Hobbit, deși asta o am, dar o am și în limba cehă, da, na, e în cehă și degeaba aș citi în cehă că nu înțeleg deloc. Așa că, da, nu-mi place că The Hobbit e mai mică decât gen, decât The Lord of the Rings, dar asta este, n-am ce face, așa arată, așa le-am luat. Le-am găsit la un preț foarte bun, parcă a fost 10 sau 12 lei una, da, nu știu, mie personal mi-a plăcut. Am citit The Lord of the Rings, l-am citit în limba română cu ceva timp. Și știu că mi-am luat prima carte, mi-am luat-o și pe Kindle, doar că am zis că aș vrea să le am și în format fizic, pentru că sunt niște cărți nu bune, extraordinar de bune, așa că... Și știu că mai sunt niște cărți despre acest univers de la Tolkien, dar încă nu le-am găsit la anticariat, mai aștept. După care am găsit, pentru că la noi nu este tradus, Broken Throne, volumul 5, din acea serie, Regina Roșie, parcă, sau ceva de genul, parcă se chema. Și de-abia aștept să mă apuc și de seria asta. Știu că mi-au fost plăcut primul volum mi-a fost plăcut foarte mult, al doilea mi-a plăcut ok, și al treilea m-a dezamăgit total. Dar asta e. Ce să facem? După care am găsit niște cărți de la Dan Brown și cred că știți acele cărți celebre cu codul lui Da Vinci Code. E în engleză și asta, deci dacă vrea și prietenul meu să le citească. Eu am vrut să le citesc de mai de mult, am vrut să le cumpăr în limba română. Dar mi s-a părut că sunt destul de scumpe acasă, nu știu de ce, nu știu, parcă am găsit-o la vreo 20 de lei sau ceva de genul și am zis că 30 sau 40, nu mai țin minte la cât am văzut-o, dar știu că am văzut-o la un preț destul de măricel și am zis ok, atâtea cărți de la el care, na, cumva au legătură și nu au legătură una cu alta din câte am înțeles, așa că am zis că da, bun, dacă... costă atât acasă, lasă că nu le mai cumpăr, poate o să le găsesc în engleză. Și uite că le-am găsit. Și aici are prețul vechi de când a fost luată din magazin de 99 de coroane, dar eu pe ea am dat, cred că 30 sau 50 de coroane. După aia, tot de la Dan Brown am Inferno. Și îmi place că sunt la fel. Adică și ca dimensiune. Și am impresia că și din același an. Ia stați să văd. Stați să ajung la... Da, e din 2003. Asta e publicată în 2003 și Inferno, cred că tot prin 2003 e publicată. Nu, asta e în 2013 publicată. Interesant. Mă bucur că au păstrat același format. După care tot de la Dan Brown am The Last Symbol. Cred că la noi e tradusă simbolul pierdut sau ceva de genul. Asta când e publicată? În 2009. Da, sunt probabil publicate când au apărut sau ceva de genul. Cred.
Și tot așa, toate au fost cam 30 sau 50 de coroane, nu mai țin minte exact. După care am Angels and Demons, care abia aștept să le citesc. Și aici vedeți că va apare ceva de genul Digital Fortress, Angels and Demons, Deception Point, Da Vinci Code, The Last Symbol. Nu știu, trebuie să mă interesez puțin să văd dacă nu cumva trebuie să le citești într-o anumită ordine. Dacă știți voi că astea trebuie citite într-o anumită ordine, lăsați-mi în comentarii sau dați-mi un mesaj, pentru că chiar aș vrea să le când am să mă apuc să le citesc, aș vrea să le citesc în ordinea care trebuie. Nu aș vrea să mă apuc cu volumul 5 și de fapt ar fi trebuit să încep cu volumul 1, pentru că mi s-a mai întâmplat și chestia asta să... Și acum, niște cărți pe care le-am cumpărat doar pentru că am văzut, nu una, două, trei, milioane de comentarii pe internet despre ele, că sunt niște cărți foarte ok, dar sunt young adult, deci nu... Și îmi plac genul ăsta de cărți young adult pentru că mai citesc uneori și cărți foarte grele de citit și la care trebuie să fii foarte... Dar uneori am nevoie și trebuie să mă desprind puțin și să citesc ceva ce nu îmi supra-solicită și creierul și să fiu foarte atentă și așa, pentru că intru fără să vreau în acel reading slam și nu vreau să mi se întâmple iarăși chestia asta, pentru că mi s-a întâmplat anul trecut și vreo, cred că 4 sau 5 luni de zile n-am citit deloc. Și da, nu vreau să mi se întâmple iar chestia asta. Așa că da, sunt și cărți de genul care le citesc, nu mă deranjează și după cum vedeți majoritatea sunt young adult și romance și chestii de genul, pentru că asta îmi place. Bine, avem și științifico-fantastice și polițiste și așa, dar da, înțelegeți voi. După care, hai să vă arăt prima carte ca să vă dați seama despre ce vorbesc. Girl Online. Din câte știu, sunt traduse și la noi în limba română. Eu pe asta am dat... și îmi place că e varianta aia cartonată. Eu pe ea am dat 13 lei, parcă a fost un volum sau ceva de genul. Dar na, ținând cont de faptul că e cartonată, e varianta cartonată, înțeleg de ce costă atât. Și este publicată în anul 2014. Da. Asta este prima, Girl Online, după care este Girl Online on Tour. Așa. Și volumul 3, acum sper să nu le fi încurcat. Girl Online Going Solo. Da, cred că așa, cred că asta e ordinea 1, 2 și 3. Da, și ele arată așa, cum am zis, toate sunt cu coperte de asta cartonată, ceea ce îmi place. Însă, na, rezistă mult mai mult cărțile când au varianta asta de copertă cartonată decât când e o copertă de foaie de hârtie, ca să spun așa. Iar ultimele trei, pentru că una dintre ele deja ați văzut-o într-un video, însă vă las, poate nu uit să vă las un card, dacă nu duceți-vă la ziua numărul 13 și veți vedea acolo cartea respectivă, dar este vorba despre aceste trei cărți de la Ken Follett, nu știu cum se citește numele lui, și la fel nu știu care e ordinea lor. The number one bestseller, dar nu mă interesează asta, vreau să văd dacă asta e prima sau e Edge of Eternity. Da, Edge of Eternity, asta este, cred că prima. Winter of the World și Fall of Giants e prima, acum mi-am adus aminte, Fall of Giants e prima, Winter of the World parcă e a doua și Age of Eternity este a treia. Am auzit foarte multe lucruri despre aceste cărți.
Doamne, deci cred că am să-mi blestem zilele când o să încep să citesc cartea asta, pentru că este, are un scris... Uite-ți ce mic este scris. Eu nu înțeleg pe ăștia care publică cărțile. De ce faci o carte de dimensiunea asta și pui un scris atât de mic când ai putea să o faci puțin mai mare și să-i pui un font un pic mai mare? Pentru că eu acum, sincer, trebuie să merg să-mi fac control la ochi, dar cred că mi s-au schimbat cumva dioptriile, pentru că doare, nu tare, ci foarte tare capul în ultima perioadă și mă dor și ochii și asta este cel mai sigur rezultat unei dioptrii mărite sau micșorate, ceva de genul. Și eu acum, dacă mă apuc să citesc cartea asta, sincer vă zic, cam așa stau cu ea. Pentru că dacă o țin aici, deja am fug ochii pe foaie și nu pot să citesc. Deci trebuie să o țin așa, cât de aproape pot eu de față. Și vă dați seama, să stați cu dita mea monstru ăsta de carte așa în pat seara să citiți, nu e chiar cel mai frumos. Nu înțeleg de ce, dar mă bucur că sunt așa și sunt toate trei la fel și nu e una mai mare, una mai mică și una mai, nu știu, mai slăbuță sau ceva de genul. Dar da, cum am spus eu, cărțile astea le-am luat, nu mai țin minte, pe astea chiar nu mai țin minte cât am dat. Chiar nu mai știu, nu. Nu mai țin minte. Majoritatea au fost luate de pe acel Cubix sau ceva de genul, nu știu cum se cheamă, site-uri, iar astea la alte 4 cu The Lord of the Rings. Astea știu că au fost luate de pe un alt site care tot așa este cu... îmi vine să strălut... un anticariat. V-am mai făcut postări și v-am mai arătat, pentru că am mai cumpărat de la ei într-un video... nici mai țin minte că l-am făcut, parcă prin octombrie, când v-am arătat toate cărțile alea de ziua mea care mi le-am cumpărat. Da. Nu știu când voi citi. Nu știu când voi citi atâta. Am zis că la anul, gata, începând de la anul, nu cred că voi mai cumpăra nicio carte. Voi începe să le citesc pe cele pe care le am, pentru că am destule citite, nu pot să zic că nu, adică am câteva citite din bibliotecă, dar trebuie să încep să mai citesc și din astea pe care le am. Dar știți care e problema mea? De când am început să cumpăr cărți, este că tot apar cărți noi și toată lumea vorbește despre ele și toată lumea le recomandă și eu zic ceva de gen, vreau și eu o bibliotecă și cred că toată lumea are, dacă aveți un viciu de ăsta, ca să spun că până la urmă ăsta e un fel de viciu, cred că știți la ce mă refer. Și da, încă o chestie, trebuie să mai cumpăr un corp de bibliotecă, pentru că nu mai îmi încap cărțile în bibliotecă, deloc. Deloc nu mai min cap, stau pur și simplu unul peste altul puse. Nu mai min cap, nu mai am loc. Și are și prietenul meu, na, rafturile lui și așa, și nu mai cap. Trebuie să cumpărăm alte rafturi. Trebuie să mergem la Ikea cel mai probabil, pentru că astea tot de la Ikea sunt luate. Dar asta va fi altă dată, nu vreau să fac mobilă înainte de Crăciun, n-am niciun chef. Da, asta este boala mea, să-mi cumpăr cărțile, dacă le găsesc la anticariat și le găsesc la un preț ok, super, le iau de la anticariat. Uneori poate le voi mai cumpăra și din gen elefant și chestii de genul, dar sau dintr-o librărie, dar mare majoritate optez să le cumpăr de la anticariat. Da. Cam asta este tot pentru video de azi. Sper că v-a plăcut. Sper că nu v-am plictisit. Sunt curioasă dacă ați citit cărțile astea, să-mi spuneți în ce ordine se citesc cărțile de la Dan Brown, pentru că habar n-am. Trebuie să caut să mă uit un pic. Și ne auzim mâine cu un alt video și cu alte lucruri frumoase, așa că nu uitați de provocare, cele două provocări, de fapt, pe care vi le-am... v-am îndemnat să le faceți. Sper să termin de citit, pentru că deja am pe listă încă 4 cărți care sunt atâta. Da, în fine, asta e altă treabă. Ne auzim mâine cu alt video și cu alte lucruri. V-am pupat!